Salutare și bine ați revenit pe Kalash, pe canal. În clipul de astăzi, baioneta de AK-47 se potrivește pe SKR-ul meu, 762 tactical, ca l-a arătat apoi de frumos. Oare potrivește? Hai să aflăm împreună, vă dați seama că clipul ăsta va fi foarte, foarte scurt. Așadar, ce facem prima dată? Punem arma jos. O lăsăm din mână. Ok. Hai să prezentăm, să vă prezint câteva aspecte legate de baioneta, le-am mai prezentat. Vedeți că pe mâner ea prezintă un șanț, da? Ăsta este șanțul de fixare. Aici ar trebui să intre vergeaua de pe Kalashnikov, în partea din spate, unde e partea asta mai umflată a mânerului. Observați de asemenea un locaș, aici trebuie să intre o parte de pe Kalashnikov și de asemenea acest inel este inelul de centrare sau de ghidaj, dacă pot să-i spun așa, pentru gura țevii Kalashnikovului. Bun. Luăm SKR-ul și din start observăm că are țeava foarte scurtă. Mult mai scurtă decât Kalashnikovul obișnuit. Și introducem baioneta în așa fel încât să montăm pe Kalash, pe SKR. Și observăm că potrivește perfect. Nu, glumesc, nu potrivește absolut deloc. Pentru că SKR-ul 762 Tactical are țeava foarte scurtă. Motiv pentru care nu vom putea monta baioneta aceasta de Kalashnikov. Dacă există baionetă sau baionete de cu mâner de dimensiuni reduse, care s-ar putea monta, da, pe variantele mai mici de Kalashnikov, cum este SKR-ul, atunci înclin să cred că da, s-ar potrivi. Sau poate că băieții de la Nova Modul ar putea să facă, să confecționeze baionete speciale pentru SKR-762 Tactical, varianta asta cu țeavă scurtă. Cine știe? Poate că au făcut deja, poate că nu. Daniel Matei, mă aștept de la tine să-mi spui dacă există ceva care s-ar putea potrivi pe baionetă. Și în situația în care vă întrebați, domnule, dar e legal să montezi baionetă pe armă? Eu n-am găsit în legea 295 o prevedere care să interzică în mod expres. Și acum vreau să vă prezint o chestie foarte interesantă. Inelul ăsta de ghidaj de centrare de pe baionetă potrivește perfect pe țeava, pe buza țevii, da? pe acest inel de protecție a filetului. Da? Vine perfect. Dacă l-aș monta invers, ar intra aproape perfect. Vedeți? Hai să... Uite! A intrat perfect. Vedeți diferența? Uite. Bum, bum. Deci mi-a intrat perfect pe armă. Ceea ce înseamnă că... Hai să mai și scot acum. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, aceasta este baionetă de Kalashnikov reală și SKR-ul meu are trăsături și are piese originale de Kalashnikov sau de dimensiunile originale ale lui Kalashnikov AK-47. Și vreau să vă mai arăt o chestie foarte interesantă legat de potriveala asta. O să vă întrebați probabil, bine, dar pe replica aia ta de Kalashnikov de Airsoft potrivește baioneta? Hai să vedem. O am la îndemână. E foarte bine că v-ați gândit, v-ați pus această întrebare, cei care ați făcut-o. Hai să vedem dacă aceasta potrivește. Pentru că, uite, are țeava, este replică 1 la 1, da? Țeavă lungă, etc. Hai să vedem. Din păcate, nu potrivește. M-am jucat mai devreme astăzi cu ea și nu potrivește absolut deloc. Iar acest inel de protecție a filetului, această buză de țeavă, care protejează de fapt filetul, este mult prea lată pentru varianta mea de baionetă. Așa că pe replica de Airsoft nu se poate monta baioneta de Kalashnikov real. Asta este o replică de Airsoft, iar aceasta este o baionetă reală, o armă albă. Așadar, dacă erați curioși de ce v-am prezentat, iată că Ați aflat acum. Așa că hai să mai aflăm un lucru. Încărcătorul de SKR se potrivește în replica de airsoft. Hai să încercăm și pe asta. Se ia încărcătorul de Kalashnikov real de SKR și se încearcă introducerea, ia uitați, în cutia, în interiorul cutiei mecanismelor, vedeți? Are mecanismele pentru a prelua speciale, confecționate special pentru a prelua biluțele de airsoft. Hai să vedem dacă încape, mamă, se prinde un sol, dacă încape încărcătorul de Kalashnikov real. Nu încape. Oare încărcătorul de airsoft de la replica intră în Kalashnikov, în SKR? Hai să încercăm pe asta. Îl luăm la îndemână, luăm SKR-ul și introducem încărcătorul de Kalashnikov, de airsoft în SKR. Se pare că nu. Și nici nu bate poza cum era asta. Nici nu vreau să forțez prea mult. Nu. Nu încape și nici nu vă recomand să, cei care aveți Kalashnikov acasă și replici de airsoft, nu vă recomand să forțați încărcătoarele sau piesele de airsoft, să le forțați în armele reale, pentru că riscați să le stricați permanent. Bine, da, permanent, plastic, metal și va trebui să cumpărați un nou încărcător în cazul meu. Așadar, aceste piese în speță, încărcătoarele, swap-ul, schimbul de încărcătoare între o armă reală, un Kalashnikov, da? O versiune de Kalashnikov și o replică de airsoft de Kalashnikov, între ele nu potrivesc. Deci încărcătorul de la Kalashul real nu potrivește în replica de airsoft și nici încărcătorul replicii de airsoft nu potrivește în replica în varianta de Kalashnikov. Nici baioneta de AK-47 nu se potrivește pe replica de airsoft și, cel puțin pentru SKR-ul meu, ea, aceasta, nu se potrivește, nu intră. De ce? Pentru că are mânerul mult prea lung pentru țeava asta atât de scurtă. Eu am fost Broadheader și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă vreți și voi să vă cumpărați SKR sau alte variante de Kalashnikov confecționate de www.novamodul.com, nu rămâne decât să intrați pe site-ul menționat și să vă alegeți acolo. Pe ce destinații vă puteți lua? Tir sportiv, vânătoare și colecție. Acum, dacă pe vânătoare vă încadrați sau nu pe ordinul 395 din 2018, este decizia voastră. Vă uitați acolo, vedeți la calibru 7 mm minim, care e lungimea minimă a tubului. Dacă 7,62x39 considerați că se încadrează, spor la vânat. Dacă nu, o luați doar ca să trageți cu ea la poligon. Zic, nu știu. Treaba voastră, vă privește dacă sunteți vânători și o luați cu vânătoare. Eu am pe tir sportiv, prea puțin mă interesează. Dar este o armă minunată. Săptămâna viitoare trebuie să-mi iasă permisul, cu ea trecută pe permis și imediat ce voi face rost de bani, voi achiziționa și cartușe. Cartușele le-am găsit la un preț bun și acum încerc să fac rost de suficienți bani încât să-mi cumpăr 1000 de cartușe. Dar până atunci mai sunt câteva zile. Doamne ajută, numai bine și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Urmează să dau și tânculețul ca să scap de această grijă, pentru că am promis că îl voi da, cred că de pe la vreo 15.000 de abonați pe canal sau 30.000 de abonați. Cei care mă știți, mă urmăriți de atunci și ați reținut aspectul ăsta, corectați-mă dacă am greșit. Doamne ajută, numai bine, ceau!